altă mișcare pe care o poți face acasă pentru musculatura picioarelor este mersul fandat. În primul rând, vom împărți mișcarea în două. Facem pasuri mari în față, picioarele mereu drepte. Acum coborâm ușor în jos, ca și mai face o mișcare de genoflexiune. Ne ridicăm înapoi și revenim în poziția de start. Schimbăm piciorul, alternăm picioarele, coborâm lent, înapoi sus. Foarte important este să avem spatele mereu drept, privirea în față. Spate drept, coborâm. În momentul în care faci o fandare, este foarte important ca genunchiul să nu treacă niciodată peste vârful piciorului. Și iar talpa din față să fie tot timpul pe sol, ferm pe sol. Revenim înapoi.